Eu la 16 ani am rămas însărcinată. Noi ne-am luat toate măsurile de precauție ca să nu se întâmple chestia asta. Au fost trei metode care au eșuat, pentru că nu au funcționat anticoncepționalele, prezervativul și pastila de după. Că am încercat să caut un doctor care să facă chestia asta. Sunam, când auzeau toți că am 16 ani, toată lumea zicea că nu, în niciun caz, pentru că trebuie să vii cu un adult, ești minor, nu îți face nimeni avort la 16 ani. Nu mai zic, a trebuit să fur bani. De la viața bate vlogul. Să ne înțelegem foarte clar. Pentru că n-am vorbit never ever despre subiectul ăsta, în afară din acel episod, n-am mai vorbit nicăieri. Eu sunt un om care a venit cu un episod mega traumatizant din viața lui. Și într-o țară conservatoare, în care sexul este ceva super tabu, în care rata de mame minore este cea mai mare din Europa, eu am venit în țara asta atât de conservatoare și am spus cu tot curajul și cu frica că o să-mi iau o tonă de hate, niște lucruri care să ajute alte adolescente, care sunt acum în situația în care am fost eu acum 10 ani, să ne înțelegem. Despre ce stați voi și bârfiți pe Facebook, despre lucruri de acum 10 ani. Iar eu am avut curajul ăsta ca să le dau lor curaj să ducă să vorbească cu părinții, ceea ce eu n-am avut la vârsta aia. Să ducă să vorbească cu părinții. Scopul poveștii mele de la Viața Bate Vlogul și voi încheia despre subiectul ăsta a fost să ajut alte adolescente să depășească un moment dificil și să ia decizia corectă pentru ele, dar nu singure, pentru că ele sunt copii. Exact cum eram și eu, eram un copil. Chiar dacă, ca și corp, să zicem așa, teoretic ești adult, nu ești adult, ai minte de copil și nu trebuie să iei astfel de decizii singur. Și eu asta am repetat în acel episod. Dar văd că lumea uită, uită cu ce mesaj vii, uită cu ce scop vii, uită cu ce scop te expui în halul ăsta. Eu mi-am expus ceva extrem de intim și de dureros, ca după aia, nu știu când, să mi se tot reamintească ceva atât de dureros, primesc niște mesaje, nu, nu aveți idee legate. M-a informat o colegă din online că sunt un jeguman pentru că mă iau de Maria Zvinca pe tema avortului și că de ce o urâc în continuare și o fac mai mulți că mincinoasă și aș vrea să aduc niște clarificări. De ce sunt jeguman? Fata asta nu se oprește. Deci, ce mințea în 2018, acum a schimbat-o. Povestea e așa. La 16 ani a rămas gravidă folosind trei metode contraceptive. Anticoncepționale, prezervativ și pastila de a doua zi. Acum, că îi cumpărau părinții anticoncepționale la 16 ani, nu e nimic în regulă. Că băiatul ăla avea prezervativ la 16 ani este kudos to you. Da? Nu știu câte cupluri adolescentine știți care folosesc aceste două metode contraceptive în același timp. Și Maria povestește că a simțit ea că e ceva în regulă și s-a dus și a luat pastila de a doua zi. Probabil. Sau probabil lua pastila de a doua zi de fiecare dată când făcea sex cu prezervativ și cu anticoncepționale. Da. Și era invitată la măruță în situația asta. Să povestească despre avortul ei. A fost invitată la emisiunea la ProTV, după care a mai fost invitată și maică-sa. Narativul pe care îl face fata asta în 2020, deci la vreo 2-3 ani după ce a ieșit să povestească de faza cu avortul, deci în 2020 și în 2021, este că ea a ieșit cu un mesaj să ajute tinerele fete să vorbească cu familia și... Nu. Și plânge că de ce și-a hate pe tema asta. Și aici sunt eu să explic. Odată îți iei hate pentru că sincer acum, sincer, să folosești trei metode anticoncepționale. Deci, poate e singurul caz din istorie care și-o trăgea și cu anticoncepționale și cu prezervativ și cu pastila a doua zi și a rămas gravidă. Ia și cu Fecioara Maria. Înțelegi? Când, asta e mesajul. Copiii, nu mai luați anticoncepționale, nu mai folosiți prezervativul, cu oricum rămâneți gravidă dacă e să rămâneți, că iese ăla micul. Asta e mesajul. Și de asta lumea te urăște. Și de asta lumea îți trimite hate. Al doilea motiv pe care Maria îl bagă sub preș este că ea își făcea publicitate. Adică era invitată într-o emisiune pe post de persoana care avea o poveste. Ea de asta era invitată. După care, mergând pe narativ, a, Maria, hai să povestim despre cum ai făcut un trebuie de sarcină la 16 ani, dar hai să povestim un pic și despre cum maică-ta are o linie de gentuțe și de nu știu ce. Înțelegi de ce lumea îți dă cu hate acum și de ce unii, printre care și eu, spun că ești o mincinoasă mică? O dată pentru că, nu știu, aș vrea și să văd un video când ai în pauza dintre 700.000 de machiaje, când testezi 700.000 de machiaje, poate ai timp să povestești cum ai rămas tu gravidă folosind trei metode contraceptive. Ce știi? Eu am 41 de ani, poate învăț și ceva nou. Nu se știe niciodată. La fel. Poate povestești
că mesajul din 2018 este că eu am o poveste și mami are o olie de gentuțe, s-a transformat în eu am o poveste, încerc să ajut tinerele femei să nu știu ce. Te-ai săturat de aceea să fie asociată cu faza aia și acum încerc să o bagi sub presiune, să spui vai de mine, dar de ce vă luați de mine? Eu sunt o victimă, nu mai îmi dați cu hate că am luat gravidă cu 3 metode contraceptive, nenorociților. Atât de simplu este. Lumea se prinde și lumea nu uită. Emisiunea aia cu Măruță este pe YouTube. Am mai pus o înregistrare din stories, din februarie anul ăsta, în care la fel se plăcea. Că, fai de mine, lumea a uitat mesajul. Mesajul ăsta este, repet, am folosit 3 metode contraceptive și niciuna n-a mers. Asta e mesajul pe care l-ai transmis atunci. Și după care, celălalt mesaj a fost, băgați-mă în seamă, vreau să apar la televizor. Asta era mesajul. Ai adunat publicul și acum nu mai vrei. Deci da, eu sunt în continuare un jeg, continuați să spuneți asta, continuați să-i dați crezare ei, dar fără să ascultați. Știi cum oamenii ăștia așa fac? Maria, hai povestește-ne varianta ta. Ăla care zice un jeg. Nu merge așa. Ești adult, asumă-ți ceea ce ai spus. Puteai să nu povestești povestea asta. Puteai să o împachetezi încă de atunci, mai ales că am impresia că în perioada aia lucrai la agenția aia de publicitate. Puteai să o împachetezi încă de atunci cu mesajul pozitiv. Doar că atunci erai ocupată să te bucuri de faimă. Acum, când faima ți-a ajuns până peste cap, nu mai ești bucuroasă de faza asta. Neplăcută.